Toate clădirile, și atât campusul universitar, cât și campusul studențesc, se datorează demersurilor domnului academician Cristofor Sfânescu. Așadar, îmi pare bine că ne revedem. Unii ne-am mai întâlnit acum 5 ani de zile. De data asta, celulozare sunt în majoritate, au semnat condica. Chiar de dimineață, cu domnul profesor Ciovică, am făcut apelul, ca de obicei, la noi, la departament, unde și acum, de 50 de ani, din 74, da? În 74, 76, pentru că fost dat drumul clădirii. De atunci, membrii departamentului se întâlnesc la o cafea, la ora 9, ca să pornească. Așa de vreme să dă drumul la voi? pentru unii de vreme, pentru alții foarte de vreme. Da, depinde de ce vârstă avem. Așadar, îmi pare bine că ne revedem și încep să îi dau cuvântul domnului profesor Curtoc să ne prezinte ce a pregătit. Vă spun că întotdeauna vine cu provocări pentru noi și nu numai, pentru că vine din o experiență bogată, chiar și din zona metafizică. Vă rog. Mulțumesc. Dumnezeu tuturor și țin să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, de a mă ține să datați o scurtă prevedere pe ziua. Este o oportunitate pentru mine de a vă prezenta un subiect, să spunem, destul de delicat. Am oscilat în alegerea subiectului, dar am spus că având în vedere înțelepciunea pe care a dobândit-o generația noastră, pentru că, practic, suntem aceea generație, această problemă a originii vieții, cine suntem, începe să ne preocupe mai mult decât pe generațiile tinere. Și eu am o teorie că nu există coincidențe. Universul pregătește un anumit context în care ne mișcăm. Sigur, deciziile le luăm noi, avem liber arbitru, dar dacă suntem atenți la context, putem trage niște concluzii interesante. Și la ce mă refer? Când am auzit prima dată de întâlnirea noastră și am văzut generațiile 88, 89, 90, sunt generațiile cu care am început o activitate de cadru didactic, 87, 86, de fapt, mai este o singură promoție în spate, promoția 87. Și, iată, Universul a pregătit acest context în care
Eu în toamnă mă retrag din activitate și mă voi retrage alături de acea generație cu care am început activitatea. Nu este o coincidență, este un scenariu pe care Universul mi l-a pregătit, în mod special. Hai să începem, ca să nu trag de timp. Problema originii vieții este o problemă care va genera mari surprize în următoarea perioadă. Eu anticipez un fel de explozie în zona științelor vieții, în zona medicinei, în special și a biologiei, pentru că foarte multă vreme a fost ținută sub presiune și o teorie cu care am fost și noi educați în timpul școlii, sunt educați și acum elevii, teoria evoluționistă, care însă se clatenă din toate fiecare și vei vedea imediat. Consultantul a spus că în momentul în care se va dovedi că originea vieții nu este întâmplătoare, teoria sa nu este valabilă. Ori, în momentul de față avem dovezile științifice că viața nu a apărut din întâmplare. Deci nu putea să apară din întâmplare. În spatele apariției vieții există o voință, o inteligență și un plan. Există un proiectant. Putem să spunem cum centrul acestui nor apare o stea, este vorba de soarele nostru, și se formează în timp meteoriți, după care apar planetele. În dreapta aveți imaginea așa arăta Pământul, imediat după formarea sa, ca un fel de minge de foc, nu foarte deosebit de soare, având o temperatură, veți vedea, imediat de aproximativ 10.000 de grade. Este important să menționăm acest lucru, pentru că, în mod evident, imediat după formarea planetei, nu putea să apară viața din cauza acestor temperaturi ridicate. Și atunci începe deja să se creioneze planul de care vă vorbeam. Pământul are în interior un miez fierbinte, 6-7.000 de grade, estimat, care dacă n-ar fi și nu ar executa o mișcare de rotație, nu ar genera acel câmp magnetic al Pământului care ne protejează de radiațiile cosmice. Deci, dacă nu ar fi acest miez fluid în interior, nu toate planetele au un astfel de miez. De fapt, nici nu știm dacă au sau n-au, oricum Luna n-are, de exemplu. Și viața n-ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat acest miez fluid. În afară de aceasta, temperatura, între diferențele de temperaturi dintre zi și noapte, a fost prea mare pentru a susține viața. Am mai spus altă dată, am fost un om norocos. Am avut profesori grozavi, încă de la grădiniță și până la sfârșitul facultății. Profesor Simionescu, fost profesor din Arceniuză, a fost și alți profesori din universitate care am avut. Și m-au învățat să întregesc pe cei care doresc să învețe. Și i-am considerat ca pe copii mei. Și mă bucur de câte ori îi văd, îi aud și sper că se bucură și ei. Vă mulțumesc, veniți când puteți și să mă bucur din nou și din nou pentru revedere. Domnul profesor Obrocea, care pe care cei de la celuloză îl cunosc ca și tătucul. Într-o parte celuloză și într-o parte anorganica? Și macro. Pentru că... Și macro? Și anorganică. Și organică. Păi atunci, eu mai urmine, ce să vă spun eu? Așa, așa. Să mă cunoască că, întâi, că sunt probabil cel mai bătrân celulozar în viață. În al doilea rând că de 63 de ani sunt în această catedră.
și am lăsat, cred că, suficiente urme încât încă un an, doi după ce nu mai sunt să... Nimic nu este veșnic, încât așa e firesc. Mă bucur că v-am văzut. De altfel, aș vrea să vă spun că între dumneavoastră și și alții care au mai lucrat în învățământ. Și să bucură totdeauna de rezultatele elevilor, studenților lor, cum și eu m-am bucurat și mă bucur. Mă bucur că v-am văzut, că mă bucur că aflu că ați realizat lucruri importante. Și vă doresc, ce îmi doresc și mie întâi și apoi noi realizări, că încă sunteți în tineri, sunteți în puterea vieții și să vă bucurați de ce ați făcut, dar să și mai faceți. Ajunge cât am spus, să vă bucurați de seară când aveți întâlnirea, că întâlniri mai frumoase decât între colegi nu există și din ce în ce mai cât timpul trece, sunt și mai frumoase. Vă mulțumesc pentru invitație. Așa îi urăm sănătate multă, tot anul ăsta, obiștită, tot ce să rocoțea, așa că sănătate multă, mulțumim din toate. Mulțumesc frumos! Domnul profesor Gabrilescu. Eu am terminat secția Cernoză pentru cei care au terminat toate secțiile în 1974. Am lucrat vreo aproape 5 ani la Combinatul Cernoză și eu știu turnul să vei. Apoi am venit la catedră. Luat, nu că mă iubea foarte tare cei de la catedră, ci prin faptul că erau foarte mulți studenți și n-avea cine să țină ore. Dar cu timpul mi-am dat seama, în modul cum am fost primit, că de fapt nu e ceea ce gândeam eu inițial. Dar am putut să mă dezvolt destul de bine. În această carte, care se cheamă Școala Românească de Cernoză și Râtiv, suntem toți listați. Deci existăm undeva, nu numai la decanat, în arhivele facultății, ci și aici. Dar fără medii, fără note, fără examene, numai în numele nostru. Ca să închei, vă doresc, vă felicit întâi pentru întâlnire și vă doresc distracție plăcută de seară. Mulțumesc! Și domnul profesor Cutilie Simnicianu. Vă mulțumesc pentru invitație, am primit invitația din Canada. Trebuie să recunoașteți, de data asta în organica sunt numai 5, dar principalul organizator este popa de la Anorganica. Cei mai frumoși ani sunt cei de studenție. Iașu a fost totdeauna un miracol cu junimea, cu toate niște lucruri care încă nu sunt explicate, cum s-a putut genera în acea epocă. Și rămâne încă, am auzit observații și la radio și la asta, că Iașu este un muzeu în aer liber. Vă doresc, cei care nu trăiți în Iași, să vedeți și seara, cum este Universitatea luminată, cum este Palatul, cum sunt toate, să vedeți frumusețele actuale. Ștefan cel Mare, cu flori multe. Deci este o revedere foarte reușită. Vă felicit și vă doresc multe, multe în continuare. Multe întâlniri, am înțeles că aveți de gând să devină anuală revederea. Și sunteți toți frumoși, tineri și plini de energie. Vă mulțumesc încă o dată. În continuare, invit colegii să se prezinte prima dată și să spunem și promoția, când am terminat, pentru că probabil unii nu ne cunoaștem încă. Mai avem timp? Magdalena Dodan, absolventă a facultății în anul 1989, secția Cernoză și Tișu. Lucrez încă în domeniul hârtiei, acum că Cernoză nu mai este. Și... ce-i standardul fără? Mă numeam Dunca Corina. Am terminat secția de celuloză și hârtie și
activez acum în cadrul facultății. Pentru mine, revederea înseamnă aducerea aminte pentru tot ce s-a întâmplat în facultate, mai ales că eu m-am măritat foarte devreme, în anul 2 eram deja căsătorită și am pierdut un pic ritmul în timpul facultății cu anturajul. La fiecare întâlnire mă bucur să vă revăd. Da. Și vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Gherghinoiu Maria, am terminat în 99 facultatea de celuloză și hârtie. Am profesat foarte puțin în domeniu, un an de zile la Turnul Severin, după aceea viața a luat-o pe alt făgaș. Mă bucur să fiu astăzi aici cu dumneavoastră, cu colegii mei pe care pe unii nu i-am văzut de mult, pe unii i-am văzut mai. Așa, și alături de domnii profesori și vă mulțumesc tuturor pentru aceste clipe. Scuzați-mă, nu mă pot atinge. Dacă nu v-ați văzut de mult, nu vă spuneți ce ați făcut de când nu v-ați văzut? Da. Că așa, da, vă cunoașteți, nu mai să ziceți, nu mă sunt eu să fiu. Haideți, spune și sunt administrator la o firmă pe de servis și producție aparatură medicală. E firma mea, lucrez la ea. Și aștept pensia. Cine continuă? Simona. Eu, da, da. Da. Eu sunt Chelariu Simona. Așa, voi fi, mă bucur să revăd cretă și tabla, dați-mi voie să mă trec aici în josul paginii, numărul 21. Și pe mine, și pe mine. Vrei și tu? Mă vezi, cule. Da. Dar de ce tu nu vrei să scrii? Și mă bucur, într-adevăr, să fiu aici cu dumneavoastră și cu toți colegii și vă mulțumesc tare mult că ne-ați invitat și mulțumesc lui Nicu Popa că ne organizează. Vă descurcă de ce trec aici, e bine? Okay. Sunt căsătorită, am 2 copii de care sunt tare mândră și lucrez la o corporație. Am lucrat 18 ani. Ce? Axani, și tu? Păi trebuia pe tine să te trec crema, că ești cu oameni. De ce nu m-ai corectat? Axani, Elena, așa. Am lucrat 18 ani, într-adevăr, în domeniu. După aceea, pentru că domeniul a cunoscut anumite suișuri, coborâșuri și impredictibilități, m-am mutat la o firmă americană și lucrez la o multinațională în Cluj. Mulțumesc tare mult! Pune acolo! Hai, da! Sunt Axani Elena, actualmente Duduc Elena. Pensionară, proaspăt pensionară. Am lucrat un singur an în domeniul celulozei la Giug. După aceea viața m-a îndreptat spre alte locuri, laborator, în laborator am lucrat. Sunt căsătorită, am 2 copii mari și sunt bucuroasă că i-am și fericită că i-am. Nepoți încă nu. Am uitat să prezint familia. 4 nepoți, da? Bravo, Teo! Dar de ce mie? Ți s-a spus, ai luat și mie, poate. Ai păcălit-o din anul 2. Și Simona, Simona din ce an? Am terminat
terminat în 89. Am fost un an în celuloză la Turnul Severin, 8 ani în industria textilă, finisaj textil, și de 22 de ani sunt profesor de informatică și TIC. Oh. Am un băiat de 30 de ani și am atât. Claudia Pavel, TCHPA, celuloză și hârtie. N-am profesat vreun an, cred că am rămas în celuloză și hârtie. După aia am fost inspector pentru tinere și sport la inspectoratul școlar. De 20 de ani plecată în Canada. Avem doi copii, soția lui Nicu. Unul de 34, avocat, celălalt în resurse umane, 30 de ani. Copiii sunt în Canada. Și cam atâta. Sunt în armată. Sunt militar. Ce ești? Sunt în armata canadiană, am intrat în armată, sunt militar. Lucrez cu o bază militară la Montreal. Am schimbat domeniul complet la 32 de ani, așa mi-a venit. Nu și-a schimbat vorba, adică chiar dacă e zic că și cam atât. Mersi. Mă bucur să vă În primul rând, am uitat să menționez faptul că actualul rector este domnul profesor Cașcaval, la al treilea mandat, așa că... Îi place. Început mai greu, pentru orice. Așa că facultatea, într-adevăr, are un reprezentant de seamă. Eu din 90 am schimbat domeniul, deci am trecut de la TSO când lucram la Săvinești, apoi la Letea Bacău și din 91 tot aici la departamentul de atunci a tehnologiei a celulozei și fibrilor artificiale, apoi polimer natural și sintetic și am făcut parte din conducere din 2008 împreună cu domnul profesor Potoc și apoi încetul cu încetul la a doua legislatură de can. În rest, soția mea a menționat, eu vreau să vă spun doar atât. Cel mai mic nepot are 2 luni, cel mai mare 11 ani. Da, te rog. Hai, domnul Corinu, zice-i, ascultat, zice-i. Să nu spui tot, să-mi ia și mie. Dar trebuie scoate dosarele de acolo. Roșca Dan, primii 2 ani am făcut la chimie organică, la TCU, în anul 3 la, de la Macro, terminat în 89, repartiție la Săvinești. Așa am stat până în 91 în februarie. Din 99 din februarie am venit la chimie fizică la catedră la domnul profesor Ionescu. Din 92 la universitate la doamna Curduc, doamna Bonu, eram asistent. Și din 95 m-am mutat la Târgu Mureș la SRI. În 2 ani am ajuns șef de cadre, eram locutei major, când am ajuns colonel, acum vreo 5 ani. Nu, la acum 14 ani m-am pensionat. Da. Mai mult nu se putea, da. Trebuie să în timpul liber mai fac matematică cu așa fel de copii. Acum, da, nu era pasiune. Numai de ce au fost de matematică, pasiunea au fost chimia, da. Și hobby? Nu, nu. Vreau să spune soția. Că să Roșca Angela, când deja a fost un nume... Apare acolo. Apare, apare, da. Apare. Dacă m-ar stria cineva, oricum n-aș răspunde. Și eu am scris. Eu am terminat promoția 92 și exact ca și acum 5 ani sunt unica reprezentantă, pentru că ai mei colegi niciodată n-au făcut întâlnirile. Am fost adoptată de promoțiile 88-89 pentru că eram prietena lui Dan din facultate și toate colegele mă cunoșteau și ulterior am devenit soție. N-am profesat, deci
Până în 95 am locuit aici în Târgu Mureș, în Iași, pe urmă ne-am mutat în 95 și eu mi-am schimbat radical profesia. Lucrez în administrație publică, am făcut și master, că se consideră că 5 ani de facultate nu erau studii complete de inginer. De atunci lucrez la primăria Târgu Mureș. Marea noastră realizare este fata noastră, care, deși suntem doi chimiști, n-a avut nicio legătură cu chimia, i-a plăcut fizica și matematica. Singura ei legătură, într-o sâmbătă dimineață, mi-a spus să o trezesc la ora 7, că trebuie să meargă la olimpiada de chimie, ca să nu ne mai audă gura, că n-a încercat măcar o dată și a făcut la toată lumea lucrările ca să se califice la olimpiada județeană, pentru că ea era deja calificată la matematică și la fizică, una într-una la olimpiada națională. A terminat facultatea, a fost admisă la Cambridge, a terminat primii 3 ani matematică, iar masteratul și l-a dat în astrofizică și din 2020 și-a dat și doctoratul în matematică, deci nu are nicio legătură cu chimia. Nu avem nepoți și probabil că nici nu vom avea, pentru că vrea să se axeze pe carieră. A urmat post-doctorat în Germania, acum s-a reîntors din nou în Anglia și cam atât. Și eu încă sunt în câmpul muncii și am o personare în casă. Și mâncare. Nicu Popa, am terminat în 90, deși a trebuit să termin în 89, mulțumesc. Nu ești singur? Da, nu sunt sigur, dar pentru că sunt primul dintre cei mă laud eu. Am profesat din 90, eu am luat repartiție la acumulatorul și până în 2004 tot baterii de acumulatori am făcut și pentru stat cât a existat acumulatorul București și după aceea și particular. În 2004 am plecat în Canada, mi-am dat, deși un pic incredibil, mi-am dat examenul. Sunt inginer canadian, sunt membru în 2 ordini ingineriești, în Alberta și în Quebec. Am ajuns la nivelul de consilier al președintelui ArcelorMittal Canada. M-am întors în țară, tot așa, ca să dau sfaturi la prieteni. Și am afaceri din dat sfaturi la prieteni deocamdată. Sunt rentier pe banii mei deocamdată, dar nu știu, pensia nu mi se pare ceva de domeniul actualității. Oricum ție nu stă bine. Așa cum a zis și Claudia, ce avem 2 copii, sunt niște copii buni, mai buni decât tatăl lor. Seamănă la mama. Da. Și acum așteptăm și noi să... Întâlnirea de 40 de ani, că eu zic că ne vedem tot așa. Hai, mă, laudă-mă, Gora, știi cum e, că vedeți că ce greu ne strângem. Așa că, lasă. Noi să ne propunem pe 5 ani și după aceea să ne vedem în fiecare an. Da, dar în orice caz, vă rog foarte mult, toți profit de treaba asta, toți care suntem aici, că nu avem mașini, că să ne îmbarcăm, dacă nu sunt probleme deosebite, să mergem la Bucur și să mai discutăm și de altele. Nu... Bine, vă mulțumesc! Pot să fac o completare? Te rog frumos. Deci, noi am făcut pe fata așa, frumoasă ca maică sa și deșteaptă ca taică-sa, că el a fost șeful de promoție pe țară. Și mai am observație că cercetătorii din Cambridge, am aflat de la televizor, și că totuși fata moștenește genele mamei și atunci suntem într-o dilemă totală. Avem aici un expert. Da. Vă rugăm să cercetați, să ne spuneți concluzia. Exact. Cu ADN-ul, ARN-ul și genele. Da. Haideți, Vasile. Vasile Ieș, absolvent 1988, celos de șirpie, tânăr pensionar. Da, foarte tânăr pensionar. E bine. Așa arată un tânăr pensionar. Cariera mea a fost legată de celos hârtie și de totalitate. La CCHD, la Pietrești, la fabrică de Pietrești, la Timișoara, la o fabrică de reciclare, la Cluj, la altă fabrică de reciclare, la fabrică de piroliză, la departamentul de salubritate a județului Cluj, peste tot a fost.
Da. Și acum și mai acasă? Da. În propriu spus, da, acasă. Prea puțin a stat acasă, dar asta e altă discuție. De familie, doi copii. La unul mi l-a furat Simona și a explicat tot ce l-a explicat și următorul e fată care, care e ok, lucrează la echipă. Amândoi, dar deșteaptă, da, într-adevăr. Seamănă cu, cu mamele lor. Bravo! Numele meu de familie este Feher Viola. Am terminat în 1990 la Macro. Consider această întâlnire o sărbătoare și mă bucur că am terminat chimie la Iași cu adevărați dascăl și vă mulțumesc pentru domnii profesori că ați fost modele pentru noi. Vă doresc tuturor multă sănătate, fericire și să ne revedem și la întâlnirea de 40 de ani. Despre mine am lucrat 21 de ani în industria alimentară, în domeniul chimiei, iar de 13 ani lucrez în laborator medical, m-am profilat, am dat examene și acum, actualmente, încă lucrez, mai am până la pensie câțiva. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mă numesc Zaraza Cataric, fost păscarlat. Am terminat la Macro în 88. Am făcut o greșeală mai devreme, că am zis că am terminat în 89. Dar am 35 de ani cu soțul de acum și scuțată pe 35 de ani. Și, deci facem 35 de ani de căsătorie anul ăsta și 36 de ani de când am terminat facultatea. Mulțumesc, avem o fată, lucrează în Cluj. A început pe psihologie, a virat-o imediat pe informatică și mulțumit, acum am plus cu pe informatică, fără să fac facultate de profil, calificare la locul de muncă. Am lucrat, am plecat de aici cu repartiție în Năsăud, am lucrat 4 ani în Năsăud, la masă plastice, pe urmă am intrat în șomaj, au fost pe urmă 11 ani în care am lucrat care pe unde pe acolo destul de dificil. Din 2003 am lucrat în continuare cu vechime, așa, în continuare. Iar acum 2 ani am plecat un pic intempestiv de la ultimul serviciu și am aflat, pe urmă, că pot face un curs de consilier de dezvoltare personală. Mi-a convenit. Cu timpul am văzut că am afinități cu partea de psihologie și legată de frumusețea vieții și de artă și de toate chestiile astea care nu sunt exacte. De la știință exactă am virat către științele inexacte. Și acum, ca și consilier, câștig foarte puțin sau deloc, dar sunt acasă, un fel de pensionar fără pensie, pentru că n-am dat nici la pensie din asta anticipată, dar e foarte ok cu soțul, suntem mulțumiți, ne simțim bine acasă. Am locuit cu socrii, mai ales cu socrul, multă vreme și acum suntem ca doi porumbei acasă. Foarte bine! Mare astăzi. Nu m-a așteptat și mă bucur foarte mult. O întrebare. Domnul Cataric Stelian? Nu. Că a terminat coșbocul? Da. Nu. Suntem uși catarici în Năsăud. Rudele soțului erau foarte puține în Năsăud. Soțul meu se numește Sorin Cataric. Este inginer constructor și el a publicat câteva cărți de literatură de beletristică. Că a terminat coșbocul. Tot în Năsăud. Ați fost colegi de liceu? Nu. Cu domnul. Da. În anul 5 mi-a cunoscut pe Dor Budecan. A fost coleg în venit aici la facultate. Da. Nu știam că el va fi, că el este fost coleg de liceu cu viitorul meu soț. Da. Bine. Unde sărim? La Deac. Hai. Eu trei pe lista acolo, Marius Deac. Eu am terminat în 90, poate că aș fi trebuit să termin în 89. Da. Și am organicat și
După Nicușor, da, a fost așa. Și din 90 până acum tot inginerie anorganică, fie în uzină, fie în laborator. De aproape 25 de ani sunt în Canada și acum conduc o uzină de aditivi. Familie. Soția e absolventă de TCA în 89 și lucrează tot, da, tot la Montreal, sigur. Și lucrează și ea tot în anorganică și am o fată, ea lucrează la Guvernul Federal Canadian de 10 ani. Ceva de genul ăsta. A bine, job-urile în secundele nu mai că mă apucă durerea de cap. Și mă bucur că ne-am întâlnit. Acum când o să mai fie următoarea, dacă o să mai fiu și eu, asta rămâne de văzut. Bezi, a, veniți cu toții la Montreal. Robert. Robert Bogiu. Sunt. Sunt Robert Bogiu. Ca să intru în tot cu lumea, trebuia să termin 98, am terminat în 99. Și 19 ani am lucrat unde am primit repartiție, în Baia Mare. După aia mi-am dat demisia că mă săturasem. Am provocat o bucurie la managementul de la vremea aia, după 6 luni au dat faliment. Am mers ca reprezentant medical la o firmă străină care, din cauza unor politici guvernamentale destul de prost implementate, au dat și ei faliment. Am zis să fiu mai indulgent cu mediul de afaceri, să nu mă mai duc nicăieri, că riscam să fac economia praf. Și m-am dedicat meseriei care mi-a tot timpul, sunt bunic. Am 4 nepoți, de la 7 la 15. 2 băieți, 2 fete. Trag pe ei. Asta e. Fata, nepoată, cum ar veni. Se văd rezultatele. Deci ea e deja admisă la o facultate, dar noi ne-am propus ca la sfârșitul clasei a 10-a, anul viitor, să facem așa fel încât, conform prevederilor în vigoare, să fie studentă la medicină, ca asta își dorește. Și atunci tragem pe aceste ținte. În rest, mă uit în jur și îmi retrăiesc tinerețea, cea mai frumoasă perioadă, și pentru asta vă mulțumesc tuturor. Tibor. Matias Tibor. Numărul 2 pe listă. Așa. Tot la fel. Trebuia 88. Din alte motive. Șeful de promoție, Robi, a rămas din cauza nevestei. El a rămas din alte motive. E un mister. Din motive ca și Nicușor. Repartiție vară călugărească. Un combinat excelent. Nici iarbă nu creștea pe acolo. După un an de zile a venit revoluția, am ajuns în Săgăraș cu soția. După 4 ani de zile am murit și combinatul acela și am o firmă de securitate, două de fapt. Cu asta mă ocup. Restul povestește pe soția. Camelia, am terminat în 88 speciaul. Am lucrat câteva ani în combinate chimice, după care am început să lucrez la o multinațională. De fapt, de 3 ani sunt pensionară, dar mi-am ținut și locul de muncă, lucrez și la administrez o benzinărie. Pe lângă asta, mai am un loc de muncă cu soțul, fac niște documentații pentru el și nu știu cum s-a întâmplat, am multe activități, dar parcă am timp să-mi urmez și pasiunile, am început și eu cu dezvoltarea personală, cu psihologia și asta intenționez să fac în viitor, când mă voi pensiona cu adevărat și nu vom mai lucra la benzinărie, să mă ocup de dezvoltare personală și alte proiecte. Avem 2 copii, 3 nepoți, 3 băieți, sunt în Vietnam, vizităm cam măcar o dată pe an. Deci avem multe activități. Mă bucur că ne-am întâlnit și chiar sper să ne întâlnim în fiecare an. Cătălin Platon, absolvent promoția 89 la bioorganică. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți aici și mulțumesc domnilor profesori, în special domnul profesor Urdu pentru cursul festiv. Ia o teorie, omul când trăiește învață.
În momentul în care a încetat să mai învețe, înseamnă că nu mai este în această lume. Afli foarte multe lucruri noi dacă vrei să înveți. Acum, în 89 la repartiția la fabrica de zahăr din Tușești. Și printr-o conjunctură, pentru că înainte de facultate am făcut al 3 luni de armată, m-au chemat la armată direct de la post, a prins revoluția în armată, la câmpul Lomos cel la arma chimică. După care, în 90, am venit în Iași, în aprilie, la stațiune de cercetări piscicole Podoiului, cu sediu la Corpaz. Și, din acel moment, am dezvoltat sindromul Stockholm. Deci, piscicultura m-a luat prizonier și, de atunci, din aprilie 90, lucrez în acest domeniu. În toate formele ei, de la cercetarea piscicolă până în 98, la conducerea unei tipi de piscicole, cea din Iași, la procesare de pește, politici și așa mai departe. Din 2008, conduc Asociația Națională a Femeilor Piscicole din România. Romfiș, da. De plan personal, de circa 29 de ani sunt căsătorit cu aceeași soție. Bravo, ție. Am avut ce mi-am dorit, o fată. Rezistent. N-am făcut presiune asupra ei. Soția a terminat chimie alimentară la Galați. N-am făcut presiune asupra ei, dar a ales tot o formă chimie, a terminat farmacia. În prezent, cred că anul ăsta susține teza de doctorat la Petru Pone. Cu cercetare disciplinară. Și nu știu dacă aștept pensia, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Dar nici nu știu dacă dă o apuc. Nu știu dacă o apuc, dar vom vedea cum vrea Dumnezeu, că până la urmă mai putem să vrem multe. Apropo de asta, vă spun un banc. O familie locuia la țară și soția era așa mai credincioasă, soțul era mai rebel. Și îi spune soției, mâine mă duc la pădure să tai lemne. Și ea îi spune, cum vrea Dumnezeu? Nu, domnule, mă duc să tai lemne la pădure, ci nu contează. Pleacă omul spre pădure, la vreo două ceasuri începe ploaia de aia torențială. Se întoarce ăsta ud acasă, pleacă fără niciun lemn în desagă și o bate la ușă. Și soția întreabă, cine e? Și el zice, dacă vrea Dumnezeu, sunt soțul tău. Bună ziua! Mă numesc Oniciuc Silviu și vreau să mulțumesc organizatorilor și în special domnilor profesori care au avut amabilitatea să ne mai suporte după atâția ani. Le mulțumesc încă o dată, au fost niște dascări extraordinari. Eu am terminat în 90, ca și predecesorii Nicolae. Am terminat în 89, dar cred că acum are, mi-a plăcut studenția și colegii și colegile. Ai vrut să mai rămâi un dar. Da. Mi se părea orizontul ăla muncii ceva negru. Și nu eram pregătit, cred că, de ajuns. Nu din punct de vedere profesional, ci psihic. Am lucrat 5 ani în domeniul chimiei, la Metadet Fraticeni. Detergențe erau la alimentat. Am reușit să plec la timp, 95. Și apoi am lucrat în vânzări. Dar domeniul era cunoscut, producții țevi de polietilenă pentru apă gaz, la o firmă internațională italiană. După care m-am transferat la o firmă de același profil, dar românească, cu acționat român. Și lucrez în cadrul laboratorului de teste fizice, la Tehnoord, Fraticeni. M-am căsătorit la 35 de ani, apropo de revedere, ce s-au pătrâlit. Am un băiat student la medicină dentară, în Iași, 24 de ani, și soția profesoară de chimie la Colegiul Național Nicu Gane în Fraticeni. A susținut acum 3 luni lucrarea de doctorat la domnul profesor Magalagiu.
și în rest lucrez cu obicei și mă bucur că mi-am revăzut bună parte din colegii. Îi mulțumesc că au reușit să vină, eu sunt mai aproape, dar sunt mulți care din Canada, din celălalt. Succes în continuare și viață lungă! Da, eu sunt un pic intrus, nu? Nu chiar. Nu chiar. Nu, să vă spun, deci anul trecut mi-am făcut 35 de ani, la domnul Puia ore la casă. Pentru că eu am antrenat în 98, chimie fizică 4 ani, dar m-a atras foarte mult grupul în care mă refer cel de pe Facebook. Ești colegul nostru de armată. Așa? Dar bineînțeles, pentru băieți. Și chiar mi-am dorit să vin ca să... Ce să spun despre mine, în 88 am primit un post în Ardeal, am stat 2 ani de zile acolo, că așa trebuia să stau. În 90 s-au deschis porțile, am ajuns în Vrancea, acasă. În 90, la liceu teoretic, eu am stat aici în Panciu, unde sunt și în momentul de față. Și unde 11 dintre foștii elevi îmi sunt colegi de cancerare din profesor. Asta e satisfacția pe care o am când intru dimineața în cancerare și le zic să rămână, pentru că întâmplător toate sunt veri. Doi copii, 35 și 33 de ani, fată respectiv băiat, amândoi ieșeni, amândoi căsătoriți, 4 pisicuțe, că fiecare au câte pisici, așa, și sincer, dacă m-ar întreba cineva dacă ar fi să schimb o secundă din viața mea, n-aș schimba. Niciuna. Am uitat să spun căsătorit cu Lenuș, cu cea care a fost inclusiv în facultate. Deci de atunci suntem vreo 40 de ani de când ne cunoaștem, 35 de ani de căsnicie, 36 de ani se preconizează. Mulțumesc!